care au fost inițiate aceste discuții, chiar și de doamna Ordean, ne-a solicitat un punct de vedere asupra infecțiilor asociate asistenței medicale. Trebuie să precizăm de la început că aceste infecții vor fi și vor continua să fie în toate unitățile spitalice și acest lucru este normal, deci nu trebuie să interpretăm și cu această ocazie o să explicăm că nu vom mai avea niciodată infecții asociate asistenței medicale. Mai mult decât atât, ca o curiozitate și pentru ascultători și pentru dumneavoastră, este faptul că în Europa incidența acestor infecții asociate este de 5%, iar în România incidența declarată este de puțin peste 1%. Asta nu înseamnă că noi în România stăm mai bine la capitolul infecții asociate, ci la faptul că, temându-se de consecințele raportării, în România nu se diagnostichează și nu se raportează la timp aceste infecții asociate. Însă în septembrie 2016 a apărut Ordinul 1101, care se referă la normele de supraveghere, prevenire și limitare a acestor infecții asociate, care atrage prin acest ordin, este atras atenția asupra depistării și metodelor de prevenire a infecțiilor asociate. Repetăm că aceste infecții trebuie raportate nu în sens de a pedepsi pe cineva, da? Ci în sens statistic și de a încerca să reparăm și să îmbunătățim condițiile de lucru, să spunem așa, în unitățile spitalicești. Ca și precauțiuni care sunt folosite pentru limitarea infecțiilor asociate activității asistenței medicale, ar fi supravegherea permanentă a curățenii, o dezinfecție corectă în unitățile spitalicești, o utilizare corectă a echipamentului medical, un management al dispozitivelor și instrumentalului chirurgical, o monitorizare permanentă a consumului de antibiotice, imunizări corecte a personalului și pacienților și, nu în ultimul rând, igiena mâinilor. Să știți că igiena mâinilor este una din măsurile cele mai importante pentru reducerea riscului de răspândire a acestor infecții.